Bună ziua, astăzi am să vă prezint o țigară electronică. Deci ea este compusă din baterie, recipientul pentru lichid, gura prin care se trage fumul, căpăcelul care se astupă pentru a nu intra mizerile înăuntru, încărcătorul pentru baterie și cel pentru priză. Bineînțeles, acestea două trebuie conectate amândouă. Se ia bateria și se înfiletează și astfel se pune la încărcat. Această țigară electronică are și senzor de blocare. Se apasă consecutiv de 5 ori până clipește pentru a se bloca, iar la fel pentru a se debloca. Soluția, tutunul, se va pune aici, se va desface acest căpăcel. Se va pune cu grijă pe lângă rezistență, care aceasta trebuie schimbată cam la 2 săptămâni. Iar apoi totul se va înfileta. Și pentru a trage respectivul abur, se va ține apăsat acest buton și se va trage. Asta este tot, vă mulțumesc frumos!